Citi un singur verset, bine cunoscut de majoritatea dintre noi, se află în Proverbe, capitolul 3, și spune în felul următor: Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te baza pe priceperea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Amin. Întoarce-te către cel de lângă tine și spune îmi place să te văd aici. Îmi place să te văd aici. Și puteți reocupa locurile. Am citit despre trei tipi care erau la pescuit. Ia să vedem dacă am ceva pescare aici. Sunt ceva pescare aici? Pescari, pescari, uite acolo în spate. Foarte bine, foarte bine. Doi, doi. Trei tipi erau la pescuit, noapte, frumos pe baltă cu undițele în apă și deodată în mijlocul lor apare un înger, o lumină, un înger. Primul care vede spune nu te supăra, am o durere mare de spate, nu vrei să te atingi de mine și să mă vindeci? Îngerul se atinge de el, îi dispare imediat durerea. Al doilea arată către ochelari, spune uite am ochelari ăștia foarte groși, de mic copil am probleme cu, cu vederea. Nu vrei să te atingi de mine și să-mi recapăt vederea. Și îngerul ia ochelarii, îi aruncă în apă în clipa când ăștia au atins apa și-a căpătat vederea, vederea perfectă. Al treilea, când se întoarce îngerul către al treilea, altor, al treilea face, stop, nu mă atinge, am pensie de handicap. <fie> Câțiva au înțeles, na? Alții vă vine mai încă, alții cu pentium. Uh. Am pensie de handicap. Uh, vreau să vă spun că o mulțime de oameni vine astăzi la biserică cu pensie de handicap spiritual. Nu mă refer aici la oamenii care au probleme și au nevoie de lucrurile acestea. Ci de oameni care vin la biserică și cărora le place să privească de la depărtare. Oameni care observă lucrarea lui Dumnezeu, dar nu vor să fie parte. Din lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care se bazează pe pensie de handicap spiritual. Oameni care vor să aibă controlul, vor să controleze anumite aspecte din viața lor, pentru că, na, că naturalul este controlabil, pe când supranaturalul te controlează el pe tine. Oameni care nu și-au predat total viața inima lui Dumnezeu. O mulțime vin la biserică din când în când, mai dau și câte un 10 lei din când în când, ăștia nu beau, ăștia nu fumează, da? însă nu vor să facă pasul decisiv să renunțe la pensie. Și se bazează pe credința că dacă vor fi buni, îl vor îndupleca pe Dumnezeu. Dar ei nu s-au predat niciodată. Nu au renunțat niciodată la ceea ce este a lor, pentru supranaturalul lui Dumnezeu. Țineți minte când ucenicii uh, s-au dus și au înțeles ceea ce le spunea Isus. La un moment dat i-a spus, Doamne, Petru spune, noi am lăsat totul pentru tine. No, Imaginați-vă că ar veni, nu imaginează pentru o secundă, ar veni la tine la muncă un tânăr bărbos și cu accent. Să nu credeți că Isus se bărberea, că nu era gilet pe atunci, caman. an. Și spune, lasă totul și urmează-mă. Care de aici s-ar duce după el? Biblia spune că Matei la Vamă, Petru la Năvoade, ăștia au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus. Și la un moment dat, Petru îi spune, Doamne, dar noi ăștia care am renunțat la tot, noi ce câștig avem? Și fiți atent că Iisus nu îi spune... Petre, Petre, tu n-ai renunțat la totul. Mă tu încă te uiți la UEFA Champions League. Mă tu încă te duci la pescuit de pește. Mă, nu, nu, nu. El îi spune așa. Adevărat, adevărat, îți spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa, soția, frații, părinții sau copiii de dragul împărăției mele. Atenție, nu de orice nebunie, de dragul împărăției lui Dumnezeu, care să nu primească mai mult decât a lăsat în vremea aceasta. Mai mult decât ce? Mai mult decât a renunțat în viață. Asta spune Dumnezeu, asta spune Isus. Când renunți la tot pentru El, El îți dă mai mult în viața aceasta și continuă, iar în viacul care vine, viața veșnică. Doamne, ajută-ne să fim pescari de oameni. Au ridicat doi mâna care sunt pescari, pescari. Dar este cineva aici pescar de oameni? Trebuie să mai întreb o dată. Nu cred că n-ați înțeles întrebarea. Mai este cineva aici pescar de oameni? Dar nu sunt numai păstori. Numai slujitorii, predicatorii, cântăreții, evangeliștii. Asta e o idee e tot complet greșită. Orice ucenic al lui Hristos este pescar de oameni. Când ai aflat vestea cea mai mare, nu poți o ții numai pentru tine. Așa că astăzi, uitați, am ajuns la jumătatea cursului uh, libertate. Uh, Dumnezeu ne a vorbit și ne vorbește prin cuvântul lui și scopul lui principal în vremea de astăzi este să ne elibereze, să ne elibereze, să ne dezlege. Uh, paradoxul este că în societatea în care trăim, deși este societatea cea mai liberă, decât generațiile precedente, totuși paradoxul este că în societatea asta liberă, din ce în ce mai mulți oameni sunt prinși, dependenți, robi, dependența de medicamente, gambling, pornografie, distruge o generație. Și oamenii vor să fie liberi, dar din nefericire sunt prizonieri. Toma Aquinas, marele teolog catolic, a scris în 1265, mai nu era el catolic pe atunci, dar l-au făcut ei între timp, a scris Suma teologică, da? o uh, operă colosală, unde el spunea așa că oamenii urmăresc patru idoli și acești patru idoli robesc pe oricine de fiecare dată. Și spunea el așa, 1265, fiți atenți, spunea, acești patru idoli sunt banii, plăcerea, puterea și faima, sau spunem noi, prestigiul. Când urmărești acești patru idoli, oricare dintre ei, vei fi robit 100%. Când urmărești acești Dumnezei, cum le spune Biblia, vei ajunge legat prizonier. Însă, spunea el, sunt patru căi care contracarează acești patru idoli. Spunea Tomadakhina, dacă vrei să fii fericit în viață, dacă vrei să fii cu adevărat liber, trebuie să urmezi aceste patru căi. Prima este credința, a doua este familia, a treia este prietenia și a patra este munca. Și specific el munca care, prin care îți câștigi existența sau munca prin care faci bine altora. Aia este munca binecuvântată. Aceste patru căi contracarează cei patru idoli. Ceea ce este important să înțelegem astăzi, spre este că în societatea noastră există o concepție greșită. Contrar înțelepciunii lumești, a fi liber nu înseamnă a fi independent. Da? A fi liber înseamnă să aparți celui ce te-a creat. Vedeți? Noi purtăm amprenta maestrului. Știți, ați auzit, cred că pe la știri, se mai descoperă din când în când, prin, pe, prin poduri, prin muzee, prăfuite pe undeva, niște tablouri care nu sunt semnate. Și se cheamă repede un specialist care se uită pe tabloul ăla și zic wow, ăsta e Van Gogh. Ăsta este Gauguin sau mare Pictor, nu mai știu cum îi cheamă. Și uh, imediat... Pac, își dau ștampila, pac, Van Gogh, 100 de milioane. Pff, stai așa puțin, păi n-are semn... da, n-are semnătură, dar are amplenta maestrului. El a pictat-o. Vedeți, noi când am fost creați de Dumnezeu, Dumnezeu și-a lăsat amprenta în noi. Și singurul lucru care ne eliberează și ne face cu adevărat fericiți, cu adevărat împliniți, este dependența de El. Așa încât să nu confundăm independența cu autonomia. Hai să vă spun pe limbajul nostru modern. Oricine își dorește o Tesla. Da, se spune că are o autonomie de până la 500 de kilometri. Ok? Merge 500 de kilometri. Ok, dar după asta tot trebuie să o încarci. Cu alte cuvinte, autonomia ei este 500 de kilometri, după asta trebuie să o încarci. Autonomia noastră, Dumnezeu ne-a dat-o, asta o numim noi liberul arbitru, care e un concept foarte interesant, poate o să discutăm altă dată despre el, dar la un moment dat noi trebuie să mergem iar să ne încărcăm, de unde? De la sursa vieții. Cine este sursa vieții? Isus Hristos. Adam și Eva, vorbim duminicele astea despre pomul cunoștinței binele și a răului și pomul vieții. Adam și Eva erau dependenți de pomul vieții. Atâta timp cât se hrăneau din pomul vieții, aveau viața. Ce a făcut diavolul? Diavolul a venit și le-a vândut o minciună. Le-a spus, uh, eu știu că voi mâncați din pomul vieții, dar uite că mai este un pom aici. Este pomul cunoștinței binele și răului. Uite, dacă mâncați din el, uitați ce fructe mm, bune, plăcute, gata să vă deschidă mintea. O, oh, dar Dumnezeu ne-a spus să nu mâncăm din el. Hmm. Dumnezeu a știut Că în clipa când veți mânca din el, veți fi ca el. Traducerea, veți fi independenți. Și atunci omul a crezut minciuna și a mâncat din fruct. În clipa când a mâncat din fruct, și-a pierdut libertatea. Pentru că omul este creat să aparțină de Dumnezeu. Noi aparținem unuia mai mare. De asta, când ai fost în lume pierdut, când nu știai cuvântul lui Dumnezeu, nu l-ai cunoscut pe Hristos, deși nu știai absolut nimic, aveai un dor în inimă, aveai un of, ceva te rodea, ceva te ducea tot timpul la depresie, te uitai pe geam, simțeai că trebuie să aparții cuiva, pentru că omul din orice generație este creat de Dumnezeu să aparțină de Dumnezeu. Și omul își dorește această conexie, această legătură cu Dumnezeu. Ăsta este designul, să aparținem unuia mai mare. De asta, din toate timpurile. De când ține lumea asta, omul nu are nicio problemă să-și dedice viața pentru ceva mai mare decât el. Mă uit cu apreciere, cu respect, dar și cu milă în același timp când văd oameni de pe tot Pământul că se duc să lupte pentru ucrainieni. Ei nu sunt ucrainieni. Mulți dintre ei mor acum acolo. Și mă uit cu admirație, zic, bă, extraordinar. Oamenii ăștia au găsit ceva mai mare decât ei și își dau viața pentru lucrul acesta. În 1912, când uh, nemții nu prea duceau bine în primul război mondial, au făcut o, o strigare și uh, uh, înscriau tineri să-i trimită la măcelărie la război. Și tineri numai, numai bătrâni de 17-16 ani. Mergeau acolo, mințeau ca 18 și ăștia nu-i verificau, îi trimiteau pe front. 8 milioane au murit. Cel mai, cel, mai, tragic, cel mai sângeros război de când este pământul. Ei aveau în inocența, naivitatea lor prostească, impresia și, 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 aveau această dorință să aparțină de ceva mai mare decât ei. Chit că lucrul acesta se numea Reichul și Kaiserul i-a spălat pe creier și s-au dus și au murit pentru ceva mai mare decât ei, pentru că în ei, inerent, oamenii au această dorință să aparțină. Vă spuneam, în dețele trecute, orice om este un închirător. Fiindcă avem această căutare după sens, după apartenență, după misiune, asta este căutarea Sufletului după Dumnezeu. Și această căutare, dacă nu este făcută corect, duce la robie. Pentru că orice surogat al lui Dumnezeu, surogatul vieții, este robia, este moartea. Așa ar trebui să distingem mâna lui Dumnezeu în viața noastră. Realitatea credinței. Atunci când ne uităm că orice surogat al lui Dumnezeu duce la robie, la închisoare. În Vechiul Testament erau numiți zei sau idoli. Să știți că, deși s-a inventat internetul, a venit industrializarea, avem curent electric, oamenii nu s-au schimbat. Aceiași idoli, aceiași zei sunt astăzi în mijlocul nostru. Așa că când te uiți la situație e aproape depresiv, te poți întreba foarte ușor, dar eu cum mă ascund sub haina Lui? Eu, eu cum mă feresc de rele, de depresie și de lipsa de sens? Cum pot să-mi vindec eu rănile și să-mi găsesc sensul apropiindu-mă de Dumnezeu? Răspunsul este în mesajul de astăzi. Pentru asta trebuie o viață predată Lui. Trebuie să renunțăm la controlul pe care noi l-am avut până acum cu viețile noastre. Contrar înțelepciunii lumești, a fi liber nu înseamnă a fi independent. A fi liber înseamnă să aparții celui care te-a creat. Și Biblia spune, adevărul vă va face cum? Liber sau slobos, cum spunea Cornilescu, nu este nicio problemă. Când l-au adus pe Hristos în fața lui Pilat, Dregătorul roman s-a uitat la el și a spus: Quid et veritas? Ce este adevărul? Și Isus a răspuns, nu lui Pilat, că Pilat nu era gata să primească informația, ci ucenicilor mai devreme le spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Calea către Dumnezeu, către găsirea sensului, este întotdeauna Isus. Hristos. Libertatea este credința în Isus. Orice idol, zeu, putere sau influență care te depărtează de Dumnezeul adevărat aduce robie. Oamenii cred că pentru a fi liberi pot să trăiască așa o viață fără să dea socoteală nimănui. Și mișcarea feministă, zice acum, mai ales în Statele Unite, cu Roe vs. Wade, avort contra avort, femeile spun, o, e trupul meu, fac ce vreau cu el. E viața mea, fac ce vreau cu ea. Corect. Poți să faci ce vrei cu viața ta. Dar înțeleptul spune în scriptură că după asta vine judecata. Fiecare dintre noi va trebui să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru acțiunile noastre. Când îți predai cu adevărat viața Domnului, abia atunci experimentezi cu adevărat libertatea adevărată. Fiindcă El, Creatorul, a stabilit parametrii fericirii și împlinirii noastre. Mulți de aici, chiar din sală, spun că uh, eu aparțin Domnului. Dar ei sunt la volan. Ei sunt la volanul vieții lor. Știți că atunci când mergi în serpentine, sunt unii care nu mai văd serpentinile și le vine rău. Dar dacă ești la volan, știi, nu-ți nu vine rău. De ce? Că mintea anticipează curba. Ha? Mulți în viață spun „Oh, eu aparțin lui Dumnezeu, sunt creștin dar eu sunt la volanul vieții mele. Dumnezeu e undeva în dreapta, la unii pe bancheta din spate, la alții legat fedeleș, cu căluș la gură, în porbagaj. Fedeleș, dar eu sunt creștin. Îl scot din porbagaj duminica când vin la biserică. Vedeți? asta e Dumnezeu. asta e Dumnezeu. Dumnezeul meu. Dar săptămâna fac ce vreau eu. Toată săptămâna, restul săptămânii sunt independent, eu sunt la volanul vieții mele. Nu vreau să te întreb și nu trebuie să-mi răspunzi mie, răspundeți ție. Cum merge viața ta până acum? când ești tu în control. E bine? Ai tu controlul asupra uh, circumstanțelor. Ai tu controlul asupra vieții. Dacă ești sincer, recunoști că nici măcar control asupra ta nu ai. De aceea, așa cum spunea uh, Toby Mac într-o melodie de-a lui, spunea, Jesus, take the wheel. Doamne Isuse, vină-te la volan. Că eu o dau prin garduri, nici nu mai arată mașină viața asta mea. E vai și amar." Doamne Iisuse, ia tu volanul. Și primul lucru pe care trebuie să-l predăm, atenție mare, primul lucru pe care trebuie să-l predăm, trebuie să ne predăm mintea. O minte predată. No, de aici pornesc toate lucrurile. Mulți suntem breniaci. Știți ce înseamnă breniac? Gândești mult. Nu? Mult și prost. O, că sunt câțiva de aici care v-ați scos deja eu sunt brainiac, mă. Eu gândesc mult, mă. Extraordinar. Gândești mult și prost. Scuză-mă, și eu sunt acolo, deci nu vorbesc cumva ca și cum eu sunt mai bun. Nu, și eu sunt exact acolo. Suntem consumați de detalii. Și ne panicăm atunci când nu iese, când vrem noi. Suntem niște mici monștri a controlului. Și credem cumva că avem control asupra vieții noastre. Dacă nu iese cum ne-am planificat, e dezastru. E bine, sub acest comportament de zbir, de master, de stăpân, este mândria noastră. Pentru că nu am dat controlul lui Dumnezeu. Știi ce zic oamenii de știință? Oamenii de știință spun așa, creierul tău este un univers de 1 300 kg 300 la bărbați și 1 100 kg 100 la femei. De asta femeile vorbesc mai mult și gândesc mai repede. Traseul e mai rapid la ei. La noi, neuronul până se învârte printr-un kilogram 300, durează mult timp. Ele gândesc mult mai repede ca noi și mai rapid și au soluții de fiecare dată. Se spune, oamenii de știință spun, un bărbat sau o femeie are 70.000 de gânduri pe zi. Wow! 70.000 de gânduri. Folosim 100 de miliarde de neuroni care se conectează la peste 500 de trilioane de conexii, se numesc sinapse, 500 de trilioane care călătoresc cu 500 de kilometri la oră. așa fac gândurile. Viteză maximă, viteză maximă. Pavel spune așa, faceți rob oricare din cele 70.000 de mii de gânduri ascultării de Hristos. Mm, trebuie filtrul tată, trebuie frâne puternice acolo oare cum reușesc să fac lucrul ăsta? Dar haideți să vedem întâi ce părere are Domnul Dumnezeu, cel care ne crea, despre gândurile noastre. Vreți? Vreți? Spoiler alert! Nu-i bună deloc. E, e, actually, e foarte rea. O fiți atenți ce spune el. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre. Mm asta nu e bună. Cum adică? Noi nu avem niciun input? n avem nici noi nicio contribuție, așa puțin măcar, nicio importanță? Nu. Din contra, el face o diferențiere clară între gândurile lui și gândurile noastre. Cine credeți că are gândurile bune? <laughs> Am pierdut din start. <laughs> Am pierdut din start. El, Domnul, are gândurile bune. Noi le avem pe alea care trebuie Trebuie tot timpul să ne predăm gândurile, da? Prin urmare, nu ar fi cu nimic greșit dacă am spune astăzi aici, împreună cu toți, că nu avem gânduri bune deloc. Și că toate gândurile noastre trebuie supuse, trebuie predate, trebuie date lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că gândurile duc la fapte. Gândurile duc la fapte. Dumnezeu continuă și spune așa ci cât de sus sunt cerurile față de pământ. Atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile noastre. Wow, to tocmai am fost redus la zero. Na, cât de brainiac ești acum, ești mulțumit? Dumnezeu spune, distanța dintre gândurile tale și gândurile mele este incomensurabilă. Este enormă. Vorba lui Trump, it's huge. Nu este ruletă pentru ea. Deci trebuie să înțelegi foarte bine lucrul ăsta. Așa? Uh, și uite, statistica spune așa. 90% din lucrurile pentru care te îngrijorezi azi nu se întâmplă mâine. Sau apoi mâine. Prin urmare, pentru ce te îngrijorezi? E, majoritatea bolilor de astăzi vin din stres. Din faptul că suntem breniați și ne gândim să avem controlul și vrem să controlăm ceea ce se întâmplă mâine. Și oamenii de știință spun 90% din ceea ce te îngrijorezi nu se întâmplă. De aceea, când vine un gând firesc și îl recunoști imediat, gândul firesc te dărâmă, te duce în depresie, te face să te simți insignifiant. Când vine un gând de asta să-i spui, Pleacă de aici. Tu ești departe de gândul Domnului. Pleacă. Să nu te văd în viața mea. Așa că cel mai bine ar fi să niciodată să nu fii arogant și să spui că tu știi ce vrea Dumnezeu. Sau că tu știi ce gândește Dumnezeu. Dumnezeu are un singur plan pentru toți dintre noi și planul este să ne mântuiască. Amin? E, cum ajungem acolo, aia este treaba lui. Pentru că El este stăpân. Atunci, ce este de făcut? e aproape depresivă treaba asta. Nici nu, nici, nu, nici nu sunt în stare să gândesc bine. Îmi place David, știți mulți că îmi place împăratul David, psalmistul David, prorocul, cum vreți să-i spuneți. El, când a înțeles toate lucrurile acestea, a scris Psalmul 37 și după ce l-a scris și a luat fiul pe genunchi și a zis așa, Solomone, mă deștept ca tine, n-a fost și nu va mai fi. Dar fii atent, foarte atent la gândurile tale. Pentru că gândurile duc la acțiuni. Și fii atent ce spun eu acum. Gândurile tale trebuie supuse lui Dumnezeu, fiindcă gândurile dau naștere acțiunilor. Așa că, Solomone, încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Și Solomon a fost așa de cercetat de gândul tatălui lui, încât mai târziu le-a scris în proverbe, în capitolul 16, prima redută care trebuie cucerită este redută al gândurilor. Acolo unde le învârtim și le facem. Pavel spune așa, și am vorbit și data trecută despre biruința, lupta aceasta între fire și duh. În Roman 7, Pavel spune așa, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu. În capul meu am un stăpân. Discutam joi la grupuri la grupul nostru, că nu putem să fim la mai multe grupuri deodată, acolo nu mai Sfânt poate, da? Să ne înțelegem. Discuteam joi la grupul nostru despre restabilirea căilor neuronale în urma unor acțiuni. Știi că după ani și ani de zile de gânduri nepotrivite, după ani și ani de fantasmagorii și imagini perverse, un om care se, întâlnește, care se întâlnește cu Dumnezeu, se predă și acceptă iertarea, trece printr-un proces de resetare a creierului. Că de la tine nu poți. De asta, înainte te uitai la pornografie în mod compulsiv, adică fără să vrei, ție e greață de ceea ce faci, urăști ceea ce faci, dar nu te poți lăsa și după întâlnirea cu Dumnezeu, după ce ți-ai predat mintea și gândurile, după ce s-a întâmplat resetul în minte, nici nu vrei să mai auzi, ți se pare absolut aberant, o repulsie ai. Înainte îți consumai toți banii și viața la păcănele, acum când treci pe lângă unul de la aproape că să faci cruce. Doamne, bine că s-a dus în pustie, că mă, mă, secătuia de tot. Da? De ce? Ai fost resetat. S-au refăcut legăturile neuronale în mod supranatural. Compulsia lasă locul predării. Nu de mult mă uitam cu soția la un documentar despre ravagile pe care le fac drogurile pe continentul nord american. Știați că în marile orașe, în majoritatea orașelor din America sau Canada, sunt cartiere întregi unde oamenii drogați umblă ca zombi pe stradă. Nu le face nimeni nimic, n-au ce să le mai facă. Și oamenii de știință spuneau că aproape 100% din ei au trecut printr-un proces de dezintoxicare, printr-un proces în care li se dă altă droguri, să înlocuiască că drogurile alea, aproape 100% din ei au relapsat, adică au revenit din nou la droguri, umblă ca zombi pe stradă, trăiesc în corturi din temirce și așteaptă ziua morții. Și spuneau, oameni de știință, nu creștini, spuneau așa, singurii care au reușit să scape de acest lanț, care au reușit să fie eliberați, sunt cei care au avut o experiență religioasă. Biblia îi spune pocăință sau întoarcere la Dumnezeu. Ăia sunt singurii care au scăpat. De ce? Pentru că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le-a refăcut neuronii, sinapsele, legăturile acelea care se întâmplă după ani de zile de consum de droguri. Creierul arată foarte rău, numai intervenția supranaturală din partea lui Dumnezeu poate să salveze. Trebuie să ne predăm mintea. Amin? Și după predarea minții, urmează inima o inimă predată. O inimă predată. Ați auzit-o pe aia, nu? Băi, persoana respectivă e, e un bețiv, un curvar, un mincinos, un manipulator, dar are o inimă bună. Ați auzit-o pe aia? Când are? Când doarme noaptea? Când are? Când are inimă bună, dacă el e în toate felurile, dar are o inimă bună, are o inimă bună. Hai să vedem ce are de spus Dumnezeu despre inimă. Și vă spun, de pe acum, nici asta nu e bună nu, nu. Zice așa, o inimă, inima unui om este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și dacă ești sincer la asta, spui amin. că găsești în inima ta sentimente față de cel cu care ai dat mâna mai înainte și ai spus ce mă bucur că te văd. Găsești resentimente dacă cauți acolo. Dacă scotocești bine, găsești răutate, găsești invidie, frustrare, superioritate, egoism. Știți cum e inima noastră? Hai să vă spun. Sunteți aici? Mai, mai puteți? Sunteți atenți? Inima noastră este ca o piramidă. Frumoasă de la distanță, impunătoare de aproape și plină de putregai și o seminte când o desface. De asta avem nevoie urgentă de intervenția lui Dumnezeu. Cine poate să o cunoască? Întreba profetul. Era aproape disperat profetul. Cine poate să cunoască inima asta? Și răspunsul vine de la Domnul. Zice așa: Domnul Dumnezeu, eu Domnul, cercetez inima și mă uit în adâncul Ființei ca să dau fiecăruia după căile Lui, după rodul faptelor Lui. Asta este o, un gând care te face așa să te înfiori. Există o persoană în Univers care cunoaște intenția Inimii. Și acea persoană este Isus Hristos. Biblia spune despre el că nu trebuia să-i spună nimeni nimic despre o persoană, se uita și cunoștea intenția din prima. Episodul cu Natanael, mergeți acasă și, și citiți primele capitole din Evanghelia după Ioan. S-a uitat și l-a cunoscut. Dumnezeu este cel care cunoaște intenția inimilor noastre. Traducerea acestui verset este așa. Eu, Domnul, cunosc Intențiile ascunse și motivațiile interioare. Brr. Noi ne-am făcut un scut. Pentru că omul nu poate să știe intenția ascunsă, dar Domnul Dumnezeu știe întotdeauna intențiile ascunse. De asta, și vă fac o mărturisire acum, că oricum suntem numai noi, nu ne aud nimeni. De asta, în clipa când greșesc cu intenție bună, deci n-am o intenție ascunsă, când greșesc cu intenție bună, și am intenție bună, mă duc înaintea Tatălui Ceresc și spun, Tată, iartă-mă, tu știi intenția inimii mele. Și am lăsat acolo bagajul. Nu mai am treabă cu el. Nu mai revizitez niciodată greșeala respectivă. Nu mă mai interesează nimic de ea. Tată Ceresc, tu știi intenția inimii me mele. Îmi pare rău, am greșit, am lăsat-o. -o. Majoritatea dintre voi vă vine să postați pe Insta, pe Facebook, să afle toată lumea că voi n-ați avut nicio intenție. Știți de ce? Pentru că nu aveți credință că Dumnezeu cercetează și știe intenția inimii. Fiindcă că dacă ai credința aia, ei, ei plasat lui Dumnezeu, exact cum spune apostolul, aruncați asupra lui toate, toate. Și credeți că El este Cel care știe intenția inimii. Nu mai vizitați niciodată lucrul acesta. Da? Uitați-vă cum vede Iisus inima noastră. Foarte interesant. Uh. El se uită la inima omului și spune așa, căci din interior, de unde? Din inima omului. Ies gândurile rele, prea furturile, crimele, adulterele, lăcomiile, răutățile, viclenia, depravarea, ochiul rău, blasfemia, mândria și nesăbuința. Și toate aceste rele iese din interior și îl întinează pe om. Noi încercăm de multe ori să rezolvăm exteriorul. Și uităm de interior, că de acolo vin toate lucrurile. Din interiorul inimii. Din interiorul inimii, din interiorul nostru. Dumnezeu vrea să înceapă să lucreze în inima noastră întâi. Să vindece, să curețe interiorul nostru și apoi se ocupă de, de exterior. Așa că, de fiecare dată când vine unul și spune, Măi, tu ai o inimă bună, să-ți aduci aminte de versetul ăsta. Să-i spui nu. Singurul care este bun este Dumnezeu. Eu sunt bun atâta timp cât Isus trăiește în inima mea. Atâta timp cât am predat inima mea lui Dumnezeu. Inima noastră trebuie predată lui Dumnezeu. Acolo sunt, sunt aspirațiile și lucrurile la care ținem. Planurile noastre. Investiția noastră. Din inimă se inspiră gura când vorbește. Când se întâmplă ceva major în inima noastră, de obicei se vede. Prin gură, prin felul cum, cum vorbim, că avem o bucurie sau că ne enervăm. Trebuie să ne predăm mintea și apoi trebuie să ne predăm inima. Și dacă le predăm pe aceste două, vom trăi cu adevărat o viață predată lui Dumnezeu. O viață predată lui Dumnezeu. Vreți să aveți toată viața predată lui Dumnezeu? Este cineva aici? Da? Câți va ați ridicat mâna așa? Ok, okay. slavă Domnului! Slavă. Știți cum se vede? Știți cum se vede dacă ai viața predată cu adevăratul lui Dumnezeu? Ea se vede prin relații și aspirații. Se vede prin relații și aspirații. Prin relații, spunem cu cine te însoțești, ca să spun cine? Iubești compania oamenilor care vorbesc despre Dumnezeu? Celor care vorbesc în psalmi, în câtări de laudă? Cei cu care fiind cu ei în timpul săptămânii, crești și tu, înseamnă că ai relații corecte și înseamnă că viața ta este cu adevărat predată lui Dumnezeu. Ce aspirații ai tu? Că vorbeam de relații și aspirații. Ce, ce aspirații ai tu? Știți, cei care au cele mai mari conturi pe Instagram, cei mai mulți followers, Ronaldo sau Kardashian ăștia, ei au cele mai mari conturi nu pentru că spun nu știu ce lucruri super înțelepte acolo. Nu, nu, nu. Ei, ei, ei au cei mai mulți followers din cauza că oamenii își doresc să ajungă ca ei. Ei, ei văd ca o reflexie a ceea ce și-ar dori ei. Pentru că oamenii ce îi urmăresc ăștia vor să ajungă și ei faimoși, celebri, super frumoși, super bogați. Da? Astea sunt aspirațiile lor. E bine, aspirația celui care are viața predată lui Dumnezeu. Dorința lui cel mai mare este să-l facă cunoscut pe Domnul. Femeia la, uh, la Samariteanca la fântână. Se întâlnește cu Domnul, n-a avut timp să facă cateheză, n-a avut timp să meargă la remastart, n-a avut timp să participe la slujbe, să ridice o mână, să-și predea viața. Nu, pur și simplu, o simplă discuție cu Hristos. Când a ajuns la credința, că Isus este Mesia, a fugit repede acasă, în cetate, în oraș. S-a dus chiar și la femeile care o arătau cu degetul, că nu o luau cu ele la apă, și le-a spus așa, eu cred că El este Mesia. Aspirația ei, dorința cea mai mare a inimii ei a fost să-L facă pe Isus cunoscut lumii. Pavel spunea filipenilor, ce mi pasă? fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Mă, mă, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie, spunea Pavel, că nu voi fi dat de rușine cu nimic și că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală, fie în trupul meu, fie prin viața mea, sau chiar prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Wow! Wow! Este cineva aici pe scar de oameni? Pavel era pe scar de oameni. Și ca Pavel trebuie să fim toți. Aspirația, dorința noastră este să-l facem pe el cunoscut. Și hai să facem un test. Acum am final. Da, mulțumesc că nu ți-ai pierdut răbdarea. N-am văzut pe nimeni aha, căscând, că mă apropiam de final. Parcă am văzut pe cineva acum. Înseamnă că e, e, e cazul să mă apropii de final. Vreau să facem un test. Să vedem dacă... Mintea noastră, inima noastră, viața noastră este predată lui Dumnezeu. Spuneam, se vede din relații și aspirații. Și haideți să vedem, facem un test. Haideți să scoatem toți telefoanele. Hai că toți avem un telefon. Noi, foarte simplu. Nu v-am pus să scoateți Biblia că suntem la mol, da? Uh -huh. Da, telefoane avem toți. Și deschidem la notițe. Foarte simplu. Deschidem la notițe, fiecare are și Android-ul și. OS-ul, iPhone-ul are. Deschideți la notițe și faceți numărul 1, 2, 3, 4, 5. 5 numere, 1 sub altul. E foarte simplu. 1 punct, enter, 2 punct și tot așa. Până ați ajuns la 5. Când ați ajuns la 5, uitați-vă la mine. Asta e semnul că ați ajuns la 5. 2, 3. 4, 5. Ați ajuns la 5? Ok. Acum mergeți la 1 și în jos scrieți 5 persoane la care lucrați acum. 5 persoane pentru care vă rugați, postiți. 5 persoane cărora vreți să le arătați pe Iisus în care doriți și vă doriți foarte mult să cunoască dragostea lui Dumnezeu. Nu e așa că de pe la trei deja ai probleme. că adică primele două, mama, tata, bunicul, bunica, fratele, sora, m -m -m, vecinul, colegul cu care mai mănânci o sămânță sau mai bei o apă la, la pauză. De la trei, m -m -m, cam multe probleme. Eu vreau să vă întreb, dacă ați terminat de notat, e important să notați. Nu vi le cer la sfârșit, e între voi și Dumnezeu. Cum e la colectă, nu vă verifică nimeni. Dar Dumnezeu știe, cunoaște intenția inimii. Vreau să vă întreb, credeți că Pavel avea probleme să scrie cinci persoane? Păi dacă citiți epistolele lui, vedeți că îi pomenește cu numele, îi spune să vă rugați pentru casa lui, pentru ăla, pentru ăla. Mă rog, îmi doresc, insist, implor. Hai să vă întreb ceva. Este cineva aici care a fost îndrăgostit? Ai că m-am, soții, soții, ați fost îndrăgostiți, sunteți de și soț, soții, da, corect. Restul nu vă vede nimeni. Ați fost îndrăgostiți vreodată? Uh, când ți-ai dat seama că ești îndrăgostit, ce ai spus? Țin asta numai pentru mine? Nu ai vrut să spui tuturor. Am găsit persoana. Mai ales celor dragi. Abia aștepta să le spui. Am, cred că am găsit persoana. Știți, băieții care vin la mine la consilieri și vor să-mi spună că s-au îndrăgostit de fată, nici nu trebuie să-mi spună. Îmi dau seama după față. Au așa o față de iminesc așa. Așa, parcă se demiurge, aia, coboară pe o rază în jos, gata. E gata să scrie Luceaforul, o versiunea a doua. Și spune: Știți, frate, am vrea să vă spun că am găsit știu ce, ai găsit, o fată, nu? Da. Da. În toată inima lui vibrează se gândește non stop la persoana de care este îndrăgostit și vrea să spună tuturor. Și noi de ce avem probleme să scriem cinci persoane aici? Pe care zicem că îi iubim, dar nu vrem să le spunem despre cea mai mare relație care o avem noi, despre, 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 iubitul inimii noastre, Iisus Hristos. Oare de ce nu avem De ce ne greu? Și poate asta este faptul că nu avem toată inima predată, toată mintea predată, toată viața predată. la final, vreau să iei câte o felicitare de asta. Sunt recunoscător pentru tine. Și pe spate să scrii numele și spui, sunt recunoscător datorită faptului că mi-ai tuns iarba anul trecut. Mi-ai luat un pachet. Sunt recunoscător pentru că mi-ai zis o vorbă bună sau m-ai ajutat cu ceva banii ceva timp în urmă, și pentru asta vreau să te invit pe 27 noiembrie la Rema, și aici, cu felicitarea asta, prietenul sau prietena ta va primi un cadou special din partea noastră. Fă lucrul acesta. Asta înseamnă predare. Îndrăgostitul abia așteaptă să spună celorlalți. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. De astăzi vreau să ne predăm mintea. Să spunem, Doamne, orice gând îl fac rob ascultării de tine am o mulțime de gânduri și de îngrijorări și nimica nu se întâmplă din ele. Doamne, vreau să predau lucrurile acestea ție. Doamne, vreau să predau inima, pentru că știu că acolo, în aspirațiile mele, în, ceea ce îmi doresc cel mai mult, lucrurile nu sunt așa de bune. Doamne, în final vreau să îmi predau toată viața, toată viața mea, toate aspirațiile mele, Doamne, îmi doresc să te fac cunoscut pe tine, mai mult ca orice, mai mult ca oricând. Știți că Dumnezeu vrea să ne dublăm. Și ne putem dubla pe 27 noiembrie. Dacă fiecare dintre voi vine cu un prieten, ne dublăm. Mm -hmm. Da, asta este viziunea lui Dumnezeu pentru o multiplicare. Dublarea, în primul rând. Trebuie să aducem un prieten. Nu-i jobul nostru să-l ținem aici, alei treaba Duhului Sfânt, care cercetează inimile, care convinge oamenii. Nu-i treaba noastră. Treaba noastră este să creăm contextul. Și am creat Ziua Recunoștinței. Treaba noastră este să lucrăm cu instrumentele pe care le-a dat Dumnezeu și le avem aici. Treaba noastră este să vorbim despre relația pe care o avem noi cu Dumnezeu, să spunem mărturia noastră personală și Dumnezeu Duhul Sfânt atunci lucrează și face lucruri extraordinare.